Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locuri. Aș dori să avem câteva momente în care să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, pe care dorim să-l avem ca bază pentru rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre sunt ascultate atâta timp cât sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim foarte naivi să credem că Dumnezeu ascultă ceva care e împotriva voii lui sau pe lângă voia lui și așa mai departe. Întrebările sunt acestea. Ar fi oare cineva între noi care dorește ca dragostea lui să crească tot mai mult? Nu, cine n-ar vrea să aibă mai multă dragoste? Sau ar fi cineva între noi care dorește să aibă discernământul ăsta de a, și claritatea asta de a înțelege care sunt lucrurile alese ale lui Dumnezeu, să deosebească lucrurile alese? Ar fi oare cineva între noi care ar dori să fie curat? Ar fi oare cineva între noi care ar dori să nu se potecnească? Sau ar dori cineva dintre noi să nu se potecnească până în ziua venirii lui Hristos? Oare ar dori cineva dintre noi să fie plin de roada neprihănirii? Cine nu vrea să fie roditor? Cine nu vrea să fie neprihănit? Oare este cineva dintre noi care vrea să trăiască spre slava și lauda lui Dumnezeu? Sunt întrebări care textul acesta le oferă un singur răspuns. Noi toți, dacă suntem creștini, vrem lucrurile acestea. Însă întrebarea este care este calea acolo? Și eu aș vrea să spun de la bun început, calea spre o astfel de viață, trăită după voia lui Dumnezeu, este plinătatea Duhului Sfânt. Dar noi trăim o perioadă de timp în care oamenii vorbesc în felul următor, spun unii oameni despre alți oameni. Ăia credincioșii ăia nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Faptul că nu vezi anumite lucruri la fel ca ei, spun că tu nu. Ei nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Zice, dar ăla crede în lucrarea Duhului Sfânt. Care creștin de pe planeta asta nu crede în lucrarea Duhului Sfânt? Cum am putea noi să trăim altfel viața pe pământul acesta fără lucrarea Duhului Sfânt? Este o aberație lucrul acesta. Deci este o aberație completă. În același timp, trebuie să vedem că oamenii au început să ia lucrarea Duhului Sfânt și să o ducă într-o anumită direcție și să o exagereze într-o anumită direcție. Și vom vedea în pasajul acesta care este adevărata plinătate a Duhului Sfânt. Și spun adevărata plinătate a Duhului Sfânt pentru că este și una falsă. O altfel de plinătate. Domnul Iisus spune, eu sunt adevărata viță. De ce? Că evreii credeau că ei sunt adevărata viță. Și Domnul spune, eu sunt adevărata viță. În fine, revenind la pasajul acesta și aș vrea să ne uităm practic pentru fiecare dintre noi, nu neapărat critic, dar în același timp să comparăm cu lucruri pe care le vedem și practic pentru fiecare dintre noi, pentru ce să ne rugăm, cum arată această plinătate a Duhului Sfânt. Versetul 11 spune, plini de roada neprihănirii. Pasajul acesta, într-adevăr, altă traducere arată mai bine lucrul acesta, probabil 2001, că aici este un verb care spune umpluți de roada neprihănirii. Cum pot să fiu eu în felul acesta în care descrie cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul este fiind umplut de Dumnezeu. Umplut de Dumnezeu. Cum arată omul care a fost umplut de Dumnezeu? Cum arată omul care a fost umplut de Dumnezeu? În primul rând, observați cum se realizează această umplere. Zice și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Ajungem noi pe pământul acesta la o stare de săvârșire? Da sau nu? Vă rog, comunicați cu mine. Da sau nu? Nu! Asta înseamnă că avem nevoie totdeauna să ne rugăm pentru a crește, nu? Dacă creșterea aceasta se face cu ajutorul Duhului Sfânt, înseamnă că avem nevoie să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt tot timpul. Nu să ne rugăm să primim Duhul Sfânt, că l-am primit când ne-am întors la Dumnezeu, ci să ne rugăm ca Duhul să ne umple tot mai mult, să ne călăuzească tot mai mult, să ne îndrume tot mai mult, să ne îndemne tot mai mult, să ne ducă tot mai mult pe calea lui Dumnezeu. Sunt multe expresii pe care le putem folosi, dar ele trebuie alese cu atenție pentru a nu da senzația că Duhul Sfânt pleacă și vine, pleacă și vine, pleacă și vine. Și vă aduceți aminte, umplerea pe care Duhul Sfânt o face, fiindcă este în noi, o face dinăuntru în afară. Da? Nu tot așteptăm să tot vină de afară, să tot vină de afară Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne locuiește pe noi. Este în interiorul nostru. Observați lucrul acesta, că rugăciunea este metoda prin care ajungem să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Și acum, mintea aproape fără să vrei, îți fuge la ideea de stăruință după Duhul Sfânt, nu? N-ai cum. A, când spui trebuie să te rogi pentru plinătatea Duhului Sfânt, clar, stăruința după Duhul Sfânt. Las puțin.
Stăruința după Duhul Sfânt, stăruința rugăciunii este bună întotdeauna. Noi vorbim aici despre o rugăciune care este o dovadă a stării mele smerite. Adică, că eu îmi văd falimentul din viața mea, îmi văd lipsurile din viața mea, îmi văd domeniile în care mai am de lucrat în viața mea, îmi văd lucrurile în care aș vrea ca Dumnezeu să își arate slava și gloria și să transforme în viața mea. Și cu starea asta de smerenie, văzându-mi starea mea, ajung să fiu smerit și vin cu starea asta înaintea lui Dumnezeu și mă rog, dorind ca Dumnezeu să mă schimbe, să mă transforme mai mult. Asta este starea pregătitoare umplerii, să zicem. Sau plinătății Duhului Sfânt. Dumnezeu nu vrea ca noi să au așa un moment din ăsta de umplere, gata, am fost umplut și după aia ați liniștit. Nu! Acesta este starea continuă. Și unii ziceau, unii oameni zic, da, voi baptiști, voi creștini după Evanghelie, voi zice, voi n-aveți treaba asta cu botezul cu Duhul Sfânt, cu umplerea cu Duhul Sfânt. Nu, eu zic că avem ceva în plus. Tu vrei să fii botezat odată cu Duhul Sfânt și de atunci stai liniștit. Noi vrem să fim umpluți cu Duhul Sfânt totdeauna. Eu zic că e ceva în plus asta. Nu să te mulțumești cu o experiență de acum 20 de ani, ci să cauți în fiecare zi din viața ta ca Dumnezeu să umple ființa ta și să trăiești în fiecare zi cum vrea Dumnezeu. Este, vă spun, este o amăgire cruntă să crezi că cu o experiență de acum 15-20 de ani e rezolvată problema. Este o amăgire fatală, cruntă. Nu e rezolvat absolut nimic. Și dacă experiența aia te face pe tine să trăiești neglijent după aceea și te amăgește că s-a rezolvat problema, aș putea spune 100% că a fost o experiență falsă. Pentru că dacă e o experiență autentică, Duhul Sfânt nu te lasă înșelare. Să crezi că s-a rezolvat, gata, viața merge de la sine, că tu ai fost umplut cu Duhul Sfânt. Este o greșeală fatală. Plinătatea despre care vorbește Apostolul Pavel aici, nu plinătatea care o auzim noi de la alții, plinătatea despre care vorbește Duhul Sfânt, este o plinătate pe care eu o experimentez și o trăiesc totdeauna. În care trebuie să umblu. Eu mă rog pentru ea, dar repet, mă aștept ca ea să fie un stil de viață pentru mine. Nu un act irepetabil cu care mă mulțumesc după aia toată viața. Să roagă pentru lucrul acesta. Starea de smerenie și de rugăciune este ceea ce duce la această trăire în plinătatea Duhului Sfânt. Primul efect al plinătății Duhului Sfânt este dragostea, creșterea dragostei. În toată discuția asta cu legaliștii, cu adventiștii, cu toți ăștia care legea, noi spunem foarte clar că împlinirea legii este Domnul Iisus Hristos, care este revelarea de plină a caracterului lui Dumnezeu și El ne-a revelat dragostea lui Dumnezeu. Asta este împlinirea legii, dragostea lui Dumnezeu. Hristos a venit și ne-a arătat lucrul acesta, a împlinit lucrul acesta. Eu sunt dragoste, împlinirea legii, dragoste, voi iubiți-vă unii pe alții. Nu există poruncă mai mare, asta este sumarul întregului cuvânt al lui Dumnezeu, iubește pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Duhul Sfânt vine să împlinească această lege a dragostei. Legea lui Hristos vine să împlinească în noi Duhul Sfânt. Da? Nu legea lui Moise, zic legea lui Hristos, care este dragostea. Un efect al plinătății Duhului Sfânt este creșterea dragostei noastre. Creșterea dragostei noastre față de Dumnezeu în primul rând și față de aproapele nostru. Cu cât dragostea e mai mică, cu atât plinătatea, poți să fii sigur că plinătatea lipsește de acolo. Așa că mie poate să spună oricine, orice, ascultați-mă, după când ai cuvântul lui Dumnezeu în mână, nu ai nicio teamă, ascultați-mă. M-au amenințat oamenii și mi-au spus că blasfemiez lucrarea Duhului Sfânt, că bajocorez lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă spun că plinătatea Duhului Sfânt e asta care spune Biblia și nu aia care o experimentează ei. Eu n-am nicio teamă. Știți de ce n-am nicio teamă? Pentru că citesc din Biblie. El spune, da, tu poți să citești din Biblie, dar eu am experimentat. Tu poți să experimentezi ce vrei tu. Adevărul este aici. Nu ce ai experimentat tu. Dacă nu ai dragoste, poți să te lauzi cu orice vrei tu. Dacă nu ai dragoste, dacă nu se vede dragoste în viața ta, egal cu zero, dar mare zero. Foarte mare zero, că-l vede toată lumea. Vă întreb pe dumneavoastră. Ce spune omul de mine? Eu mă laud, am fost umplut cu Duhul Sfânt, am fost botezat cu Duhul Sfânt, aleluia, tot, așa, și eu sunt plin de mânie, plin de nervi, plin de ură, plin de răutate. Vă întreb eu, pentru ce mi-a ajutat mie umplerea aia cu Duhul Sfânt? Vă întreb, la propriu, cu ce m-a ajutat? Cu ce ajută pe cei din jurul meu? Cu ce de asta glorie lui Dumnezeu? Deci ajunge la absurd, ajunge oamenii să-și bată joc de Duhul Sfânt numai ca să justifice experiențele lor. Este o prostie. Este o aberație, niște erezii nimicitoare. Plinătatea Duhului Sfânt duce la dragoste. Adică facem exact acel lucru pe care ne cere cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Împlinirea tuturor poruncilor este să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Asta vine Duhul Sfânt să facă în viața noastră. Să ne ajute să iubim.
cu cât iubim mai mult, cu atâta suntem mai plini de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, observați dumneavoastră că această creștere a dragostei, da? Observați că este o creștere a dragostei. Este o, Duhul nu îți dă dragoste, crește dragostea. Nu rămân la același nivel. Duhul Sfânt mă face să progresez, să înaintez, să continui. Observați în al doilea rând că dragostea crește în ce? În cunoștință și orice pricepere. Și aici parcă se fracturează ceva. Noi știm că dragostea, din ce ne spune lumea și muzica lumii și filmele lumii, dragostea are de-a face cu ce? Cu sentimentele, cu emoțiile, cu hormonii. Dar ce treabă are dragostea cu cunoștința? Ce treabă are dragostea cu cunoștința? A, în experiențele, așa zisele experiențe de umplere cu Duhul Sfânt, mulți se duc acolo, au tot felul de lucruri, îs răpiți, pică, se ridică, urlă, strigă, nu știu ce mai fac acolo și a fost umplut cu Duhul Sfânt. Biblia spune că umplerea cu Duhul Sfânt are de-a face cu ce? Nu cu răgușitul. Nu cu strigatul până nebunești acolo. Nu cu aruncatul pe jos. Are de-a face cu ce? Cu mintea, cu cunoștința, cu priceperea. Dumnezeu nu te face mai dezechilibrat. A fost un plucul Duhul Sfânt. Nu mai știe omul ce-i cu el. Ăsta e un plucul Duhul Sfânt. Biblia spune nu. Un om care e un plucul Duhul Sfânt, aici se întâmplă ceva. Dumnezeu îți deschide mai mult mintea. Nu-ți decuplează rațiunea, plinătatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt n-a fost trimis să ne decupleze rațiunea. Și să ne umple de sentimente. Mă, a fost un plucul Duhul Sfânt. A fost un plucul. Și ce ai experimentat? Am simțit așa o stare, o bucurie, o ceva acolo, am simțit. Mă, stai alea, că Biblia vorbește că umplerea e ceva ce duce la o creștere în cunoaștere. În cunoaștere și pricepere. Dacă nu ești mai înțelept și mai priceput și ai rămas, scuzați-mi expresia, vă rog, tot prost, nu da vina pe Duhul Sfânt, te rog frumos, deci nu băga pe Duhul Sfânt în prostia ta, nu? Nu e o jignire la adresa lui Dumnezeu să-L bag pe Duhul Sfânt în prostia mea? Toți ne purtăm câteodată prostește. Nu spune un psalmist, când spuneam așa, eram prost, fără judecat, eram ca un dobitoc înainte ta. Un psalmist spune, un profet. Dacă spunea psalmistul, eu îl pot spune despre mine foarte bine, știi, vă spun. De multe ori mă port prostește. Dar nu dau vina pe Duhul Sfânt pentru prostia mea. Da? Deci eu mă duc să caut niște experiențe în astea extatice, sentimentale, exotice, așa, mistice. N-am mai spus și la Bălești, m-a întrebat cineva săptămâna asta, ce cred eu despre răpirile? Răpirile în Duh. Dar nu, eu cred într-o singură răpire a bisericii. Nu am nevoie nicio răpire în Duh. Că s-o dus, că o întâlnit, că s-o simțit. Doamne, nu mă interesează. Tu înțelegi? Nu mă interesează răpirile alea. Cred într-o răpire, dar aia despre care vorbește Biblia. Și în aia care au avut-o Apostolul Pavel. A lor, în al lor nu prea crede că mă uit la faptele lor. Scuzați-mă, răpirile din alea nu vreau la nimeni. Nu doresc la nimeni, nici mie, nici lor. Biblia spune că dragostea crește în cunoștință. De ce? De ce? Simplu, într-o relație de doi oameni care se iubesc, cu cât mai mult se cunosc oamenii ăștia pe celălalt, cu atâta știu mai bine să facă lucrurile care sunt pe placul celuilalt. Corect? Doi oameni care se iubesc într-un mod sincer, intens, pot să facă prostii și lucruri neplăcute față de celălalt. De ce? Fiindcă nu? Nu cunosc. Mă, n-am știut. Auzi, sunt discuțiile astea. Eu n-am știut că ție nu-ți place lucrul ăla. Mai sunt discuțiile alea. Celălalt îl iartă, îl apreciază, trece ușor, fiindcă nu știut. Dar dacă îl iubesc, eu sunt interesat să cunosc ce îi place celuilalt. Și Duhul Sfânt asta face. Duhul Sfânt ne deschide mintea să cunoaștem ce este voia lui Dumnezeu. Citesc pasajul pe care l-am abordat puțin la Bălești și de fapt l-am avut noi în discuție marțiala, Coloseni 1, unde spune în felul următor. Ne rugăm ca să vă umpleți de cunoștința voii lui, zice iarăși. Nu zice, ne rugăm ca să vă umpleți de sentimente înalte. Ne rugăm ca să vă umpleți de o stare euforică și să intrați toți într-o răpire, într-o transă. Și toți să vă bucurați și să nu mai știți unii de alții ce sunteți cu voi acolo. Toți să vă îmbrăcișați într-o îmbrăcișare sfântă, să vă sărutați cu o sărutare sfântă și când ați ieșit afară să fiți aceiași dragi care ați fost înainte. Nu asta face Duhul Sfânt. Deci nu asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt deschide mintea, cunoștința voii lui Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Duhul Sfânt mă face să-L iubesc pe Dumnezeu și cât îl iubesc mai mult pe Dumnezeu, cu atâta cunosc mai mult ce-i place lui Dumnezeu. Ce-i pe placul lui Dumnezeu. Da? Asta se întâmplă.
Și apoi spune, deci primul efect este creșterea dragostei, al doilea efect este creșterea cunoștinței și pricepere, al treilea efect este discernământul, ca să deosebiți lucrurile alese. Știți ce e interesant în pasajul ăsta? M-a atins într-un mod special că nu spune ca să deosebiți binele de rău. Pocăitul nu trăiește la nivelul ăsta. Și auzi, oamenii întreabă, frate-i păcat să fac asta? Frate-i păcat să o țin de mână? Frate-i păcat să o pup? Frate-i păcat să o iau de pe nu știu unde? Frate-i păcat să mă duc cu ea noaptea nu știu pe unde? Frate-i păcat să fac aia? Frate-i păcat să nu știu ce? Frate-i păcat? De ce nu întreabă pocăiții? Frate, e un lucru ales înainte lui Dumnezeu. Eu știu că nu-i păcat. Dar pe mine nu mă interesează dacă e păcat sau nu. Pe mine mă interesează dacă e un lucru ales înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă e un lucru special înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să gândească pocăitul. Noi nu gândim în termenii binelui și răului. Noi am urcat o treaptă mult mai sus de aici. Doamne, eu nu vreau doar să nu fac ce-i rău. Eu vreau să fac lucrurile care sunt alese înaintea ta. Zice într-o profeție, nu știu exact referința, o căutați dumneavoastră acasă, dacă vei despărți lucrurile alese de lucrurile care nu sunt alese, zice, te voi folosi ca pe gura mea, vei fi ca gura mea, zice Domnul. Înțelegeți, Dumnezeu folosește un om care merge dincolo de aia, e păcat, nu-i păcat. Dom'le, ce-i plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu? Ce-i frumos înaintea lui Dumnezeu? Ce-i vrednic de primit? Și vă corelez din nou cu Coloseni, care vorbește despre această umplere, unde spune să vă umpleți de cunoștința voii lui pentru ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domn, ca să-i fiți plăcuți. Nu zice numai ca să nu păcătuiți. Din mai mult decât să nu păcătuiesc, să-i fac plăcere lui Dumnezeu, să uite Dumnezeu la mine și să-i ales lucrurile alese. Ai mers în lucrurile alese, îți plac lucrurile alese, valorifici lucrurile alese, care îmi plac mie. Ăsta e omul care e umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dacă eu n-am ascultat, spune ca să deosebiți, ca să poți deosebi lucrurile alese de lucruri care nu sunt alese, îți trebuie discernământ. Asta înseamnă deosebi. A face diferența, a face distinție. A avea discernământ pentru a hotărâ care e ales, care nu e ales. Când eu umplutul cu Duhul Sfânt, care mă laud cu umplerea cu Duhul Sfânt sau cu botezul cu Duhul Sfânt, habar nu am lucrurile minime care sunt pe placul lui Dumnezeu și mă laud în timpul ăsta cu plinătatea Duhului Sfânt, repet, îl bajocoresc pe Dumnezeu. Că Duhul Sfânt asta vine să facă. Să te învețe care sunt lucrurile alese ale lui Dumnezeu. Atunci e plinătatea Duhului Sfânt. Da, într-adevăr, nu e așa mistic, nu e așa cu artificii, nu e așa senzațional, nu te poți lăuda că ne-am țăpat pe jos, că am dat cu noi de pământ. Și că ce am experimentat noi pe acolo, într-adevăr, o trăire de felul ăsta necesită ceva mai mult decât o seară în care am rezolvat problema. Dom'le, suntem noi în plus, nu mai avem nicio treabă, nu? Deci, primul efect al umplerii este creșterea dragostei, creșterea cunoștinței, pricepere, discernământul față de lucrurile alese. Repet, dacă mie mintea mi se decuplează când mă umple cineva, aia nu e umplerea Duhului Sfânt. Din contră, când Duhul Sfânt mă umple, face claritate în minte. Îmi dă discernământ al minții. Dumnezeu asta vrea pentru toți credincioșii. Pentru absolut toți credincioșii. Al patrulea efect. Spune pentru ca să fiți curați. Vreau să spun lucrul ăsta foarte clar. Un hoț nu-i plin de Duhul Sfânt. Sunteți de acord cu mine? De ce? Că nu-i curat. Zice, plinătatea Duhului la curăție. Duce la curăție. Zic, frate, într-adevăr, zis, cuvântul, fraților, cuvântul ăla cu C. Cuvântul cu C. Care e cuvântul cu C? Sunt tinerii în biserică care trăiesc în curvie, el spune cuvântul cu C. Dacă lor nu le rușine să trăiască în curvie, să se laude că-s plin de Duhul Sfânt, să cânte în biserică, să se roage în biserică, să predice în biserică, trăind în curvie, mie să-mi fie rușine să spun lucrul ăsta la învol? Dacă ei n-au nerușinarea să stea în adunare, mulți dintre ei, și să laude. Am fost, am experimentat, și noi. În timp ce ei trăiesc în păcat, în niște mizerii greu de conceput. Greu de conceput. Nu vă dau exemple exacte, auzite cu urechile astea. De oameni care s-au dus exact la asta, să fie umpluți cu Duhul Sfânt și s-au apucat de alte lucruri și au făcut alte mizerii. Aia nu-i plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ce face? Duce la ce? La? Cură. La curăție duce Duhul Sfânt, Doamne. La curăție duce Duhul Sfânt. Și apoi spune și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Adică Duhul Sfânt te ajută să perseverezi, să nu te poticnești. Sunt multe piedici în viață, frați și surori. De multe ori și noi ne împiedicăm sau de multe ori noi greșim. Avem eșecurile, falimentele noastre. Dar vreau să vă spun un lucru în seara asta. Toți oamenii care sunt mântuiți Domnului experimentează mai mult sau mai puțin această plinătate a Duhului Sfânt. Toți!
care să ai Domnului. Și toți aceștia vor trece peste toate poticnirile astea și peste toate piedicile și barierele astea și toate circunstanțele care i-ar împiedica și vor ajunge până în ziua lui Iisus Hristos. Asta e convingerea mea din cuvântul lui Dumnezeu. Toți. Îmi zice câte unul, zice, mă, uite, vreau să-ți dau un exemplu, un caz, uite ce s-a întâmplat cu ăla. Cum vorbești tu despre siguranța mântuirii? Că știu eu despre cineva care a fost și botezat cu Duhul Sfânt și până la urmă a căzut și s-a dus în lume. Ăla mie îmi spune că botezul cu Duhul Sfânt nu mă lasă să mă duc în lume, ci mă face să nu mă potignesc până ziua lui Hristos. Îmi pare rău, ai avut altfel de botez cu Duhul Sfânt decât ce spune Biblia. Corect? Deci dacă mie în Biblia spune că plinătatea mi-e dată tocmai ca să nu mă potignesc, tu vin și îmi spui că el a fost umplut și s-a potignit. Mă, tu ai, asta e o călcare a cuvântului Dumnezeu în picioare. Nu, frate, că eu știu mai multe cazuri din asta. Tu poți să știi câte cazuri vrei tu. Biblia spune altceva. Că plinătatea împiedică potignirea. Împiedică potignirea. Cineva săptămâna asta, ca să-mi argumenteze că poți fi umplut de Duhul lui Dumnezeu și totuși să trăiești cum vrei tu, îmi spunea, zice, nu știi care e problema? Că e un fost umplut cu adevărat, adevărat, numai că s-o golit între timp. Aoleu! Aoleu, ce Duhul Sfânt, o găleată cu apă, că tot e apă și tot pui din astea. Deci, să știți, ascultați-mă, auzeam un pastor pentecostal care spunea lucrul ăsta și mare dreptate avea. Spunea, facem teologie după falimentele noastre. Facem teologie după falimentele noastre. Avem faliment, trebuie să le explicăm cumva. Și le explicăm cu texte din Biblie. Dar asta a făcut și Satana. Asta a făcut Satana cu Domnul. O încerca să explice prostiile lui și aberațiile lui și perversiunile lui față de care le propunea Fiul lui Dumnezeu cu texte din Biblie. Acă e scris. Și fac teologie oameni ca să explice falimentul lor. Și își bagă pe Duhul Sfânt acolo. Și asta este o mizerie, să știți. Asta este o jignire și o bajocorire a lucrării lui Dumnezeu. Duhul Sfânt spune că vine să mă ajute să perseverez, să nu mă potignesc, Domnule, să merg înainte. Și fiecare dintre noi care am trecut prin perioade grele din viață, prin tot felul de situații și vedem că suntem în seara asta aici și dăm glorie lui Dumnezeu, nu că am fost noi grozavi, ci că Duhul Sfânt ne-a făcut să trecem mai departe. Și am greșit, și am căzut, și am falimentat. Dar nu ne-am potignit total, că de asta suntem aici. Nu? De ce suntem aici? Că Duhul Sfânt ne-a ajutat să mergem înainte. Și ne-a dat și har de mărturisire și ne-a dat și harul iertării lui Dumnezeu să fim din nou spălați în sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul 11. Umpluți de roada neprihănirii. Așa de bine să seamănă pasajele, toate pasajele care vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt. Umpluți de roada neprihănirii. Plinătatea duce la roadă. Roada Duhului știm fiecare dintre noi care este, nu? Da? Știm fiecare dintre noi. Dacă nu știm, ne uităm în Galateni, capitolul 5, unde spune care este roada. Aia este roada a cui? A Duhului, nu-i roada mea. Oamenii predică... Oamenii distorsionează într-un mod absolut incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Au avut să predice roada Duhului folosind roada Duhului ca și cum ar fi roada omului. Tu trebuie să faci, tu trebuie să faci, tu. Oameni buni, stai o leacă. Biblia spune că aia e lucrarea Duhului Sfânt. Aia este lucrarea Duhului Sfânt care este făcută în sufletele celor credincioși, plin de roada neprihănirii. Din nou spune că suntem curați, suntem umpluți de roada neprihănirii. Care este nivelul la care Dumnezeu vrea să ne aducă? Plinătatea Duhului Sfânt este dovada dorinței lui Dumnezeu de a trăi o viață din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă. Să știți că dacă creștinismul se târâie azi, nu se târâie din cauza lui Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a terminat puterea. Mai auzi? Așa spune că e în vremurile din urmă, zice. Așa e în vremurile din urmă. Mă, poate să fie în vremurile din urmă cu cine vrei tu. Dar nu cu noi, care suntem copiii lui Dumnezeu și cărora Dumnezeu ne-a promis toată puterea Lui ca să trăim după... A promis că ne umple! Nu stropește peste noi roada neprihănirii. Ne umple de roada neprihănirii. Este într-adevăr un proces. Nu se face lucrul ăsta deodată, dar îl face Dumnezeu în noi. Că a promis El că îl face. Că a promis El că îl face. Ăsta este un efect al umplerii, al plinătății Duhului Sfânt. Ne umple Dumnezeu de roada neprihănirii. Ne face neprihăniți. Nu numai... În teorie, nu numai în pozițional, ci și în practică. Nu suntem desăvârșiți. Dar Dumnezeu lucrează roada noi, tot lucrează această roada neprihănirii în noi. Și apoi spune că lucrul acesta îl face prin Iisus Hristos. Și spune, un efect al plinătății Duhului Sfânt este relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că cu cât suntem mai neprihăniți, cu atât asemănăm mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Adevărat? Cu cât iubim mai mult, cu atât asemănăm mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Cu cât descerne mai mult lucruri alese, cu atât asemănă mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și de fapt Duhul Sfânt asta vine să facă.
să construiască în noi, să ne facă asemenea chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. O lucrare a Duhului Sfânt despărțită de persoana Domnului Iisus Hristos nu este lucrarea Duhului Sfânt. Este o erezie aia. O lucrare a Duhului Sfânt despărțită de persoana Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt pentru asta vine. Să mă fac asemenea Domnului Iisus Hristos, să fiu martorul Domnului Iisus Hristos. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și mi veți fi martori, spune Domnul Iisus Hristos. Cui martor? Domnului Iisus. Duhul Sfânt ia pe cineva și îl face martorul Domnului Iisus. Seamănă cu Domnul Iisus Hristos și îl propovăduiește pe Domnul Iisus Hristos. Lucrarea asta se face prin Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. Nu există plinătate fără persoana Domnului Iisus. Unii zic, Domnul Iisus ne mântuiește, Duhul Sfânt ne umple. Greșit. Da, Duhul Sfânt face această lucrare de umple, dar cu ce le umple? Ne umple cu Domnul Iisus într-un fel. Lucrează plinătatea aceasta, înseamnă această lucrare continuă a Duhului Sfânt în care ne transformă pe noi după chipul Domnului Iisus Hristos. Se face prin Domnul Iisus Hristos. Și în final, efectul plinătății Duhului Sfânt, ultimul efect descris aici este spre slava și lauda lui Dumnezeu. Simplu. Te uiți la un om. Viața acestui om dă lauda și slavă lui Dumnezeu sau nu? Și în funcție de asta știi că este sau nu este în această plinătate a Duhului lui Dumnezeu. Și fac un sumar și închei pentru seara aceasta. Pavel se roagă pentru această plinătate a Duhului Sfânt ca să fie în viața tuturor copiilor lui Dumnezeu. El scrie epistola, spune către toți sfinții în Hristos Iisus. Dacă e un adolescent de 12 ani care spune că îl mărturisește pe Domnul Iisus și l-a primit pe Domnul Iisus și s-a întors la Domnul Iisus cu credință și cu pocăință, și să consideră un copil al lui Dumnezeu, el trebuie să fie în categoria asta și să caute din tot din adinsul să fie și el așa. Mamă, tată, bătrân, tânăr, nu contează, pentru toți sfinții care sunt la șasa, în Colose, unde au fost ei, din toate timpurile acest pasaj este valabil. Această plinătate vine în urma smereniei noastre realitate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, când îi spunem lui Dumnezeu că avem nevoie de lucrul ăsta. Efectul plinătății este creșterea dragostei. Efectul plinătății este creșterea cunoștinței și priceperei, da? Scoatem din calcul toată treaba asta cu sentimentalismul ăsta extrem. Sentimentele trebuie să fie niște sclavi care urmează rațiunea noastră. Asta e treaba sentimentelor. Da? Apoi, discernământ față în lucrurile alese. Apoi, curăția. Apoi, perseverarea până în ziua venirii lui Hristos. Apoi, umplerea cu roada neprihănirii, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu după experiențele lor. Sunteți de acord pe mine? Nu spune Domnul, îi veți cunoaște după sentimentele lor. Nu spune Domnul așa. Frate, dar am avut o bucurie. Poți să ai ce vrei tu. Nu-i bucuria Duhului Sfânt care te ajută să treci prin încercări și să rămâi aproape de Domnul. Mai a fost unul care a primit cuvântul, zice, cu bucurie. Dar îndată ce a venit o încercare, fiindcă n-avea rădăcină, s-a dus cuvântul. Aia e bucurie zero. Aia nu-i bucuria Duhului Sfânt. Bucuria Duhului Sfânt, 1 Petru, capitolul 1. În ea voi vă bucurați mult măcar că pentru puțină vreme, dacă trebuie, treceți prin felurite încercări. Aia bucuria Duhului Sfânt. Ați primit cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt în multe necazuri. Vezi, bucuria Duhului Sfânt te face să poți trece prin necazuri. Te ține tare în necazuri. Te face să perseverezi în necazuri. Da? Repet lucrul acesta care este foarte, 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 foarte important. Duhul Sfânt aduce un discernământ. Nu umple adunarea de sentimentalism. Când te uiți la câte... Nici nu le rușine. Să filmează, să pun pe internet cum fac a 10. E o rușine. Batem joc de lucrarea lui Dumnezeu și facem pe oameni să folească numele lui Dumnezeu. Nu asta a venit Duhul Sfânt. Să ne deculpeze creierele, să ne purtăm ca niște oameni turbați. Deci asta nu e lucrarea Duhului Sfânt. Da? Apoi spune să fim curați, să nu ne potinim până ziua venirii lui Hristos, să fim un plus de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, da, legătura noastră cu Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Îndemnul meu pentru dumneavoastră, de fapt, nu e decât rugăciunea Apostolului Pavel, care reprezintă dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu vrea pentru noi, dacă Apostolul s-a rugat și este o învățătură apostolică treaba asta, înseamnă că Dumnezeu vrea să umblăm în lucrul acesta și fie ca Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, tineri, bătrâni, copii, oricine am fi, care îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să avem, să trăim, să experimentăm această viață, pentru că este posibil, că așa a rânduit Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin.